Bine ați venit, dragi târgoviștieni, la o lecție de patriotism. Mă uit în sală și văd două vârste. O vârstă a primăverii și o vârstă care merge către toamnă. Nu știu cum să împac lucrurile ca să plecați de aici cu ceva voi în căpșoare. Da? Deci clasa 5, am înțeles. Și cei care sunt la vârste mai coapte, cu niște învățături. Am întrebat adineauri o elevă ce fac la geografie. Mi-a spus ce fac într-a 5-a la geografie. Pe vremea când eram și eu într-a 5-a, nu vă spun câți ani sunt de atunci, cât departe în timp, făceam geografia planetei a Pământului. Mi s-a spus adineauri că se face amestecat acum. Și geografia Pământului și geografia României, în așa fel încât eu am să încerc să împac lucrurile. Și pentru că președintele Societății Astronomice Române de Meteori, un neliniștit tot timpul, cu ochii pe cer și după stele, și bine face, Vali Grigore, eu am să încerc să vă spun o poveste în așa fel încât să mă fac înțeles și de voi și de ceilalți. Vali, nu știu dacă ai cumva acolo o harta României. Nu, dar găsim. Pentru că vreau să încep cu o poveste frumoasă a formării poporului român. Și, în primul rând, a pământului său. A vetrei sale. Voi auziți mereu de vatră, da? Ce știți voi despre vatră? Că înseamnă? Sobă, nu-i așa? Baciu a luat un sobă și faci pâine, ca la țară. Vatră înseamnă și casă. Înseamnă și aia ce v-am spus mai înainte. Înseamnă și loc unde te naști, unde trăiești și unde călătorești în timp. Vatră, știți ce fel de cuvânt este? Nu întreb pe cei mari, poate că ești, vă întreb pe voi. Și să la vreme încoace, tot caută unii să vadă cât avem noi în limba română, din vechea limbă a strămoșilor, a cetodacilor. Cândva prin copilăria mea și prin anii mei de liceu și chiar prin anii mei de facultate, se făcea vorbire care fi vorba numai de vreo 12 cuvinte de ordine a strămoșilor noștri, între care Vierzule, Barză, Barză și așa mai departe. Nu, avem mult mai multe cuvinte care ne vin de la strămoșii noștri, pentru că noi suntem continuatorii getodacilor. Nu o să intru acum să vă spun una din teoriile mai noi, sau despre care am scris multe pagini, cam cât suntem de romani, cât suntem de getodaci. Dar noi cei de astăzi continuăm pe cei de acum, nu 2000 de ani, cum se făcea vorbire, ci poate mai mult de atât. Chiar mai mult de 10.000 de ani. Pentru că noi suntem unul din popoarele rădăcină ale continentului european. Dar unde s-a născut acest popor? De aceea îl rugam pe bunul meu prieten, Vali, să caute o harta României și să vedeți cum arată această țară. Iată. Are o formă de pâine coaptă în vatră, da? O formă rotundă. Prin centrul acestei pâini, sau mai să-l comparăm cu soarele de andezit, dați auzit de el de la Sarmize Cetuza, din vechea capitală a strămoșilor noștri, trece lanțul munților care? Carpați. Munților Carpați. Voi între a 5-a încă n-ați ajuns acolo unde vi se povestește cum se nasc munții, da? Sau vi s-a spus? Nu vi s-a spus. Munții s-au născut de mult, foarte mult timp în istoria geologică a planetei Pământ. De pildă, munții Carpați, și am în față un profesor doctor,
pe care îl cunosc foarte bine, e de geografie sau de științe naturale. Și de geografie. Știe despre ce e vorba. Deci, munții noștri s-au născut acum 150 de milioane de ani în ceea ce numesc geologii a doua mare epocă a planetei Pământ, în Mezozoic sau în Cretacic. Nu trebuie să țineți voi minte neapărat. O să aveți timp să ne învățați. Eu vă spun așa, numai ca să vă dați seama cât de vechi este acest Pământ. S-a născut într-o mare. Aici au fost două mări, Tetis și Sarmat. Și din fundul unei de aceste mări s-au ridicat munții. Specialiști numesc orogeneză din limba greacă, de la ori, de la înălțare, la munte. Deci acum 150 de ani se nasc munții Carpați, care încep de la porții de Vienei și merg, dacă mai țineți multe, poate până Trapata, să mi se fi spus, până la porțile de fier ale Dunării. Deci, acolo unde, pe sub Albia Cluiului, munții noștri se întâlnesc cu munții Bulgariilor, cu munții Balcani. În procesul ăsta, care a durat mult timp, a durat milioane de ani de formare a acestor munți, s-au născut și bogățiile. Ei le-au scos din adâncuri și bogățiile le-au dus încet, încet spre suprafață odată cu ei. Iar ceea ce numim neorogeneză, sau, hai să vorbesc pe înțelesul vostru, înălțarea munților, a avut două momente de naștere. Unul se numește încrețirea scoarței, când o parte din munții Carpați s-au format și o parte este vorba de munți de natură vulcanică. Munți care au aruncat flăcări până către departe în cer și care la rândul lor au făcut să se nască anumite bogății în lăuntrul pământului țării noastre. Așa se face că în, vă vreau să spuneau, munții Apuseni. Acum, geografii spun că acești munți fac parte dintr-un lanț mai mare, din Carpații Occidentali. Știți în câte părți se, dacă mi s-a spus cumva la geografie, în câte părți se disting Carpații noștri? Care sunt? Ia spune-i tu. Carpații Oriental, Carpații Oriental, Meridional și Carpații Occidentali. Carpații Occidentali este uite de aici, unde știi Moldova nouă, din sudul țării și merg așa în sus până la Valea Someșului. Iar munții dinspre Valea Someșului, uite de acolo unde scrie Alba, Cluj-Napoca, Brad, vedeți voi, acolo sunt munții Apuseni. Iar Roșia Montană, de care vom vorbi puțin mai încolo, se află între Muntele Mare, Boba, lasă-mi bună, că o să dau un exemplu, lasă-l harta europeană. Muntele Mare și munții Trascău. Între aceste două masive se află Marele Triunghi al Univer, se numește, de la Roșia Montană. E, fiindcă mai înainte a apărut o harta Europei și vreau să vă arăt ceva. În această zonă a României și nu numai, ca să înțelegeți voi mai bine cât de bogată e țara asta, pe care alții ne-o fură, este mult mai bogată decât aproape toate țările din Occidentul European. Dacă însumăm Italia, Franța, Germania, Spania, îi lăsăm pe englezii în insulă acolo să stea liniștiți. Nu numai partea asta Europa. Aproape vreo 3 milioane de kilometri pătrați, pe această suprafață, dragii mei, nu există nici pe sfert atâtea bogății câte are țara noastră. Voi știți ce suprafață are România? Așa, o cifră rotundă. Cât? 100 de mii. E o țară de talii mijlocii, cum sunt geografii. 238 de mii de kilometri pătrați. Asta a crescut în momentul în care bun. Deci, vedeți că am înțeles la 6.
Deci, pe această suprafață se găsesc foarte multe bogăți. Iar cele mai numeroase, strânse ca într-un panel, ca într-un coș, se găsesc în munții Albuse. Acolo unde există o bogăție mare de aur, de argint și de alte metale, bauxită, nichel, uraniu. Iar cei care se bat acum și vor să, ăsta e cuvântul, să ne fure Roșia Montană, se gândește și la acele bogății, numai la aur și la argint, pentru că cei care vor să pună mâna pe aceste bogății la Roșia Montană sunt niște canadieni. Ori canadienii sunt bogați în aur. Deci, iau nevoie de alte bogății care sunt. Și acum, pe scurt, ca să nu pierdeți voi timp, să plecați cu ceva în căpșoare, să vă spun așa. S-a zis și mai înainte. Exploatările de bogății la Roșia Montană s-au făcut de mult, încă din epoca bronzului. Prime care exploatează acolo au fost niște strămoși ai noștri numiți agatârși. Primii care exploatează sunt acești agatârși. După aceea vin tracogetotracii, cum se spune corect. Iar, la un moment dat, au avut loc niște războaie între cine? Între daci și romani. Voi știți, clasa a patra, mi se pare că vi s-a spus. Când au avut loc cele două mari războaie între daci și romani, 101, 102, 105, 106. Și cine a condus pe romani? Traian. A venit cu foarte multe legiuni și cu toată dârzenia lui Decebal, i-a bătut Decebal la început. Când a urcat pe tron, Decebal i-a bătut în anul 85-87. Și după aceea s-au supărat romanii cu el. Dar nu s-au supărat că i-a bătut atât de mult, ci că aveau nevoie de ceva romanii ăștia. Aveau nevoie de ce? De bogățiile dacilor. Și mai ales de aur și de argint. După ce l-au înfrânt pe Decebal, care s-a luptat eroic, ca un leu, trupele lui Traian, Traian a fost un împărat foarte chibuit, să știți, foarte harnic. El trebuia să umple visteria Imperiului care oborisele alți împărați, mai lacomi înainte. Și după ce a ocupat Dacia, după ce a organizat-o, a început exploatarea zăcămintelor de aur din munții Apuse. De la Albunus Maior, cum i-au spus în limba latină. Această localitate a avut mai multe denumiri de-a lungul timpului. Goldbach în perioada cât a fost în Imperiul Habsburgic sau Imperiul Austro-Ungar. A avut și un nume în limba maghiară, Vereșpot. S-a mai numit și, s-a mai dat și în limba latină un alt nume, Rubeo Flumine, adică Râul Roșu. De ce? Pentru că râul care trece prin Roșia Montană are culoarea sângelui de la fierul, de la zăcămintele de fier din acea zonă, ca să înțelegeți și voi. Iar romanii sunt primii care exploatează sistematic și organizează galerii. Și ca să știți și voi un lucru interesant, pentru istoria tehnică, tehnicii în lume este foarte bine să spunem că aici a apărut pe teritoriul nostru, ca să poată să exploateze mai ușor. Vineau cu ingineri din altă parte, ingineri din Iliria, care se pricep. Ingineri pune în ghilimele, da? Când vreau ingineri ca acum. Dar niște oameni pricepuți în exploatarea metalelor, bogăților de metal. Și atunci s-a inventat vagonetul cu șină, șine de lemn, ca să meargă mai ușor, să scoată mai ușor aurul, așa, să-l transporte din mine către șteancuri, acolo unde se făcea selectarea din rocă a aurului. Așa fel că pe teritoriul României apare pentru prima oară vagonetul cu șină și cu roată care mergea proptită pe mare, pe buza roții, cum se numește, pe șina, ce numim astăzi, șina de cale ferată. Iată un lucru pe care să țineți minte. Dar din aceste mine, de la Roșia Montană și nu numai, zona este mult mai mare, împăratul Traian a exploatat atât de mult aur, încât după victoria împotriva lui Decebal, a organizat sărbători mari ale triumfului. A ridicat un arc de triumf, a ridicat prin datorită lui Apolodor din Damasc. Știți cine e Apolodor din Damasc? A fost unul din marii arhitecți și ingineri ai Imperiului Roman, era din Siria de astăzi,
care a construit și celebrul pod de la Drobeta, în Sfântul Munt Severin, pe unde au trecut armatele romane în al doilea război împotriva lui Decebal. Și a construit și columna care, se spune, este mărturia, este un fel de certificat de naștere a poporului român. Aici mai este o chestie de discutat, dar voi trebuie să rețineți acest lucru. Și a durat o jumătate de an sărbătorile triumfului în Roma. Iar cu aurul și cu argintul de la Roșia Montană au umplut din nou visteria statului roman. Și nu numai că a construit galerii și le-a construit sistemat. A început cu Traian, deci cu ocupația romană, a început exploatarea sistematică a bogăților aur și argint din zona munților Apuseni. Dar a construit și un castelul, cum spuneam. Un civis și un castel. Un oraș, un castel. Pentru că în apropiere de Roșia Montană era, de fapt, capitala pe care o construiește Traian, Ulpia Traiana, Augusta, Sarmi și Cetuza, pentru că cea din munte aproape că o distrusese a lui Deceba, și era cealaltă, celălalt mare oraș pe care îl va construi, Alba Iulia de astăzi, și care devine la un moment dat o a doua capitală a provinciei sau a provinciilor pe care le ocupase Roma. S-au construit clădiri frumoase în stilul roman. Și acolo s-a numit, iată importanța, ce mai mare importanța acestor bogății, ceea ce nu se întâmplă în altă parte, cum s-a întâmplat în altă parte a Imperiului, s-a numit un procurator aurarium, deci un fel de prefect al aurului, un om care să supervizeze, să vecheze cu multă atenție cum se extragea acest aur de la Roșia Montană. După retragerea romanilor, după ce a rămas în stăpânirea dacilor liber Dacia, în acea perioadă în care se zice că s-a format poporul român și ne-am confruntat cu o serie întreagă de năvăliri barbare, vă știți care au fost barbarii care au trecut până la noi pe aici? Bă, mi s-a spus cumva. Știți? Ați auzit de huni? De tătari. Mai târziu de e vorba. De huni, mai ales de gepiți, de ostrogoți, de visigoți. O grămadă de popoare au trecut pe aici. Popoarea asta nu prea au exploatat ele aurul de acolo, pentru că erau popoare în migrație, în mișcare continuă pe spații mari ale continentului. În schimb, în momentul în care se organizează legatul maghiar, la începutul secolului al XI-lea, începe din nou exploatarea sistematică de la Roșia Montană. Apoi Ungaria, ca să scurtez, secole mai târziu, va forma un imperiu federal, se va uni cu Imperiul Habsburgic, se va forma Marele Imperiu Austro-Ungar, care într-adevăr exploatează cu procedee moderne aurul și argintul de la Roșia Montană, când se construiește un foarte frumos oraș și foarte multe monumente, pe care, așa cum spunea mai înainte și domnul Grigore, le-au distrus alții acum în interesul de a pune mâna pe aceste bogății. Dar pentru că, iată, voi trebuie să plecați la 6, mi-a sunat câteva minute, povestea mea e lungă. Și o să vă țin până mâine dimineață cu ea. Ce trebuie să rețineți? Vă ați auzit de un celebru distich. Două versuri dintr-o doină din munții Apuseni, care spune așa ceva. Îmi spune foarte frumos. Munții noștri au o poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Cam așa s-a întâmplat, iată, încă de pe vremea romanilor și până mai încoace spre zilele noastre, când aurul nostru de acolo a fost luat de alții, afară de o scurtă perioadă după al doilea război mondial, când nu l-am exploatat noi, dar acolo a mai exploatat cineva ceva în zona aia, începând tocmai din zona auriferă și până în munții Banatului. Acolo sunt marile noastre zăcăminte de uran. Și în perioada de după al doilea război mondial, niște ocupanți, voi auziți numai așa, pentru că la părinții, la bunici, care s-au numit sovietice, da? Exact cândva un stat mare, uriaș, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste,
acum este Federația Rusă. Deci în perioada aia, pentru că ei ne-au considerat pe noi popor înfrânt, trebuia să le plătim datorii de război, așa stabiliseră cu alți aliați care înfrânseseră pe Hitler, de Hitler ați auzit, Germania nazistă, pe care i-a înfrânt Uniunea Sovietică, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Regatul Unit, Chechii, știți voi ce se spune astăzi, United Kingdom. Deci ne-au obligat să plătim niște datorii de război. Și în contul acestor datorii de război, rușii sau sovieticii de atunci au exploatat sălbatic zăcămintele de uran în această zonă. Din fericire, n-a mai rămas ceva pe acolo, ceva uran. Iată măsuri că sunt zăcăminte de bauxită, de zinc, de lichel, aur și argint. Este bine ca aceste bogății să le dăm pe mâna altora? Voi cerceta și eu acum. Sper că o să fiți educați în spirit patriot. Trebuie să dăm bogăției noastre altora? Să se îmbogățească alții cu ele, cu aceste resurse ale subsolului, cum se numesc ele? Trebuie să fie ale poporului român. Ele trebuie să asigure ce? Să vă asigure pe voi și generațiile care vin după noi, generațiile viitoare. Este tezaurul de care voi trebuie să aveți grijă. Pentru că acest tezaur înseamnă supraviețuirea și continuitatea poporului nostru. Și dacă voi închis patria, când veți fi mari, și sunt convins că profesorii și învățătorii voștri vă învață, pe unii cunosc foarte bine, vă învață ce înseamnă să vă iubiți țara, ce înseamnă România. Și ce înseamnă această țară, care nu are nici cea mai mare de pe planetă. V-am spus, are decât 238.000 de kilometri pătrați și 800. De când ni s-a dat așa un teritoriu mai mare pe sub mare, ați auzit, de platforma continentală, unde sunt gaze și petrol în Marea Neagră. E, pe această țară rotundă, cum spuneam eu, ca o pâine, este un fel de țară bijuterie. Voi trebuie să aveți grijă. M-am adresat mai mult vouă decât celor din spate. Sunt convins că dăm și sunt convins că trebuie să ne iubim și să ne apărăm țara. Iau vorba nu cu voi, ca să vă conving, sper să vă convins, că suntem o țară bogată, numai că trebuie să știm să ne apărăm aceste bogății. Aceste bogății, în această țară frumoasă, vouă vă aparțin. Voi trebuie să le folosiți, voi trebuie să le apărați, dar cu o singură condiție. Să nu vă trădați niciodată țara, dacă sunteți cu adevărat cercetași. Bravo! Da? Bravo că m-ați ascultat! Mulțumesc!